Elevii și dascălii din Ciochina au sărbătorit sfârșitul de an școlar la căminul cultural din localitate. Pe scenă au urcat cei mai silitori și talentați copii din comună. După un an cu multe teme, concursuri și olimpiade școlare, elevii au fost răsplătiți înainte de marea vacanță cu multe premii. Autoritățile i-au recompensat pe elevii care au participat și au obținut rezultate la competițiile județene. Valoarea premiilor va fi mult mai mare, așa cum spuneam față de anii trecuți. Și la premiul întâi care a obținut premiul întâi la olimpiade, va primi 500 de lei, premiul 2, 300 de lei, premiul 3, 200 de lei, mențiune, 100 de lei. Și în ultimul rând, cei care au participat pentru participare și nu au avut performanță, nu au luat nimic, 50 de lei pentru participare. Răsplătiți au fost și copiii care s-au remarcat la activitățile culturale și sportive prilejuite de Ziua Comunei. La disciplina de cros, locul întâi, Sima Mara. Aplauze! Următorul, Romanescu Alina. Aplauze! Popescu Matei. Vlad Dianca. Troie Florin. Troie Florin. E cineva? Locul al doilea, Dolanciu Cristina. Aplauze! Petre Valentin. Angel Mariana. Lazar Alexandru. E cineva dintre cei stricați? Nu. Aplauze! La Frânghie, băieți, locul întâi, echipa Vulturii, Popescu Matei, Lascăr Alexandru, Copelea Paul, Romanescu Marian și Angel Liviu, dacă sunt aici. Locul al doilea, echipa Unirea, Stroie Florin, Lazar Alexandru, Sitaru Iulian, Tarcoci Michel și Vlad Andrei. Absolvenții clasei a 8-a și-au luat la revedere de la școală și profesori și le-au mulțumit dascălilor care le-au îndrumat pașii pe drumul anevoios al cunoașterii. Acum 8 ani, am pe partea și prin coci, nu mai înțeles, nu mă strâncă. Dar acum ne pregătim să părăsim. Dumneavoastră aveți rămâne aici, vine în urmă altele și aveți datoria de atenție în trecutul anului și de a vă concentra pe viitor. La fel vom face și noi, fără uita în securitate de dată, în care le-au pus, proteinul în mână, le-au fost până urmă din bani, le-au îndemnat să prezintă cu natura, locurile natale și strămoșul. Pentru tot ce ați făcut pentru noi, pentru învățătura pe care ne-ați dat-o, pentru grijă pe care ne-ați portat-o și pentru că ne-ați învățat să fim oameni, vă mulțumim din suflet. Și vă suntem recunoscători tuturor. Elevii din ciclul primar au prezentat un mic program artistic.
tuturor cadrelor didactice, tuturor părinților și tuturor elevilor, vă doresc o vacanță plăcută și bine meritată. La mulți și fericiți ani!